Dragii mei, este o zi de sărbătoare aici în biserica dumneavoastră. Diaconii de bunăoară sau lucrătorii, prezbiterii, păstorii, atunci când se ordinează câte un lucrător în biserici, chiar și în cele mari, evenimentul este deosebit, nu se ordinează prea des, cu toate că Domnul spunea, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Chiar dacă aparent se pare că sunt mulți lucrători, totuși lucrătorii ai Domnului nu sunt chiar așa de mulți. De aceea noi ne bucurăm pentru fratele Cristi și din toată inima dorim Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Să-l binecuvinteze pe el, să binecuvinteze soția, familia lui. Amin. Și apoi biserica și bisericile unde fratele în continuare va sluji. Cel care dă lucrători este Domnul. El este cel ce stabilește și eu mă gândeam aici, printre altele, există o chemare a lucrătorilor, există o ucenicie a lucrătorilor și apoi lucrarea în sine pe care lucrătorul o face. Sunt etape, sigur, diferite și distincte una de cealaltă. Aici, în textul care a fost citit din Timotei, printre altele spune, diaconii de asemenea trebuie să fie. Deci e un imperativ, trebuie să fie. Și aici arată câteva calități care trebuie să însoțească pe cei care vor fi puși în slujba de diaconi și apoi pe soțiile lor și respectiv familiile lor. Iar aici, în fapt, în capitolul 6 spune, de aceea, fraților, alegeți dintre voi. Diaconii sunt aleși dintre noi, din biserică. Și mă gândeam la această alegere, la această chemare pe care Domnul o are, Domnul când cheamă în slujbă, nu îl cheamă în momentul în care biserica descifrează. Atunci este doar în mod plenar chemarea pe care Domnul o face. Chemarea Domnului o face cu mult timp înainte, timp în care focalizează în persoana respectivă, respectiv în fratele Cristi de data aceasta. Sigur, adevărurile lui, cuvântul lui, Domnul înzestrează, Domnul dotează. Și apoi când chemarea se face în mod plenar din partea bisericii, este doar o descifrare a bisericii, a ceea ce Domnul deja a hotărât. Ce Domnul deja a făcut de mult, sigur, există un moment potrivit pe care Domnul îl are în vedere în mod plenar. Pentru că, în general, chemarea pe care Domnul o face trebuie să fie raportată și la chemarea bisericii. Un om cu adevărat pus în slujbă trebuie să fie recunoscut de Domnul, dar și de biserica locală. Nu concepem să fie oameni care spun că ei au o chemare din partea Domnului, dar din partea bisericii nu au chemarea. Și biserica nu descifrează această chemare. Deci un om chemat de Dumnezeu, el trebuie să fie chemat de Domnul, descifrarea să o aibă persoana respectivă în inimă și o poartă cu el. Poate uneori ani de zile, până când descifrarea se face și din partea bisericii. Este perioada aceea de chemare în care Domnul îl fortifică, îl întărește, îl se ocupă de creșterea spirituală a celuia care va fi pus în slujbă. Aici spune, de aceea, fraților, alegeți dintre voi. Înainte de a mă opri de la câteva lucruri, le și pot sublinia, primul lucru la care mă voi opri, spune aici, au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt. O primă necesitate. Foarte importantă, cea mai importantă și de acolo toate celelalte. Un al doilea lucru spune aici, bărbați vorbiți de bine, oameni de bine, e foarte important, oameni care au nume bun. Și apoi un al treilea lucru spune aici, bărbați plini de înțelepciune pe care îi vom pune în slujba aceasta. Înainte însă aș vrea să menționez trei ipostaze care sunt foarte importante. Un om al lui Dumnezeu întotdeauna el trebuie să aibă o relație mai întâi, el trebuie să fie slujitorul lui Dumnezeu. Înainte de a fi slujitorul familiei și înainte de a fi slujitorul unei biserici locale, el trebuie să fie slujitorul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că el trebuie să aibă o părtășie reală, autentică, personală cu Domnul. El trebuie să aibă timpul lui de rugăciune, el trebuie să aibă timpul lui de părtășie cu Domnul, el trebuie să aibă o creștere spirituală, deci oamenii lui Dumnezeu au fost mai întâi slujitorii lui Dumnezeu și vor fi tot timpul. Ei nu vor uita niciodată acest amănunt semnificativ. Oamenii lui Dumnezeu mai întâi sunt slujitorii lui Dumnezeu. În al doilea rând, înainte de a fi slujitori ai bisericii, ei trebuie să fie slujitori ai familiei.
De aceea ceea ce îl poate descalifica pe un lucrător după ce a fost pus în slujbă, ordinat în lucrare, este păcatul sau o erezie care poate apărea în viața lui. Sau, în al treilea rând, familia care îl poate descalifica pe un lucrător. Dacă viața lucrătorului rămâne o părtășie reală cu Domnul și dacă familia, la nivelul familiei apoi, și înțelege că el trebuie să fie slujitorul familiei în al doilea rând, aia înseamnă că după ce lucrurile vor fi puse la punct în familie, de fiecare dată pot să ies și în mod plenar la nivelul bisericii. Autoritatea unui lucrător este dată de autoritatea pe care o are la nivelul familiei. Dacă el nu are autoritate în familie și dacă în familie lucrurile nu sunt puse la punct, el nu le poate pune la nivelul bisericii. Este foarte important. Și apoi, sigur, în al treilea rând, o a treia ipostază a unui lucrător este, el trebuie să fie lucrător al bisericii, la nivelul bisericii. Și aici îmi spune, alegeți dintre voi, fraților, și aici spune că au ales, și începe cu Ștefan, au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt. Deci primul lucru care este foarte important în viața unui lucrător, el trebuie să fie un om plin de credință și de Duhul Sfânt. Ceea ce îi dă valoare și ceea ce îl ajută în continuare în toate domeniile și compartimentele vieții este prezența Duhului Sfânt. Și este prezența, sigur, credinței. Biblia spune că credința vine în urma auzirii, auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Cu cât un om crește mai mult în cuvânt, tot timpul noi trebuie, sigur, să avem o alimentație spirituală. Și alimentația noastră trebuie să fie din cuvântul lui Dumnezeu. Cu atâta vom crește în credință. Tot mereu va fi un crescendo, o creștere spirituală. Creșterea spirituală este dată încă o dată de prezența Duhului și de prezența Cuvântului în viața noastră. Sigur, modelul nostru sunt oamenii lui Dumnezeu pe care îi avem aici, dar dincolo de ei, modelul suprem, ținta noastră, este Domnul Iisus. Domnul Iisus era plin de Duhul Sfânt. Domnul Iisus era plin de Duhul Sfânt și despre El, sigur, noi nu vom putea atinge această cotă înaltă. Dar printre altele, în Ioan, în capitolul 3, versetul 34, spune că acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsura. Domnul nu a primit Duhul cu măsură. Dar în același timp, Biblia spune că noi trebuie să fim plini de Duhul Sfânt și plini de cuvânt. Plini de credință înseamnă să fii plin de cuvânt. Și Biblia ne spune că Domnul Iisus, de fiecare dată când ieșea în mod plenar înaintea oamenilor, a mulțimii, El lua cuvântul lui Dumnezeu și îl transmitea mai departe. Niciodată nu a avut Domnul cuvântul lui. Cuvântul lui era cuvântul Tatălui. De-aia Domnul Iisus Hristos mereu menționa în Evanghelia după Ioan în mod special, cuvântul meu nu este al meu, ci este aceluia care m-o trimis. Lucrările pe care eu le fac nu sunt ale mele, sunt lucrările Tatălui, care locuiește în mine. De aceea pe fratele Crisii dorim Domnul să-L umple de Duhul Lui. Apoi Domnul să-L umple de cuvântul Lui. Eu mereu văd inima aceasta pe care noi o avem în dreapta. Inima nebunului este la stânga lui, inima înțeleptului la dreapta lui. Inima din dreapta, Domnul vrea să fie plină de prezența Lui. Iar El este prezent în noi prin Duhul Lui și prin cuvântul Lui. Inima omului trebuie să mustească de cuvânt, să fie plină, așa încât să nu mai încapă altceva acolo. Paharul meu este plin de dă peste el, spunea David. Foarte importantă prezența Duhului și prezența cuvântului. Biblia ne vorbește și ne arată sigur multe lucruri, dar de bună oară în biserica primară. Spune aici în capitolul 9, printre altele, biserica se bucura de pace. În toată Iudeea, Galileea și Samaria se întărea sufletește, umbla în frica Domnului, trei lucruri pe care le făcea biserica, iar un al patrulea lucru făcea Domnul, prin Duhul Lui și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Vedeți, sunt oameni care caută mai întâi înmulțirea și umblă la mulțire, încearcă cumva să adune. Nu vei reuși și nu vom reuși niciodată. Cel ce adună este Domnul Iisus Hristos prin Duhul Lui. Dar noi, sigur, nu subestimează Domnul raportul nostru, ceea ce noi avem de făcut. Partea noastră este să le urmărim pe cele trei, iar cel de-al patrulea îl face Domnul prin Duhul Lui. Primele trei, biserica se bucura de pace, un al doilea lucru se întărea sufletește
Și un al treilea lucru, umbla în frica Domnului. Și apoi Domnul era cel ce înmulțea. Ei, într-un asemenea context, ce frumos, Duhul era din plin în biserica primară. Ne spune aici, capitolul 13, printre altele, în biserica din Antiohia erau niște proroci învățători. Și auziți numai ce nume sonore. Barnaba, Simon numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod și Saul. Și toți se înțelegeau extraordinar, era o armonie în biserica aceea. Cu cât sunt mai mulți lucrători ai lui Dumnezeu, cu atâta lucrarea sigur va propăși mai mult. Lucrătorii ai lui Dumnezeu. Dar ce frumos, unde sunt lucrătorii lui Dumnezeu, ei se și înțeleg, există o armonie între ei, o părtășie. Fiecare își înțelege locul lui, rolul lui pe care îl are, bine definit, în trupul Domnului Iisus Hristos. Ca un stup de albine, există albine lucrătoare. Există albine luptătoare, care apără matca, există albine care curăță. E extraordinar ce, cine se ocupă de albinărit, mereu am auzit așa, zice, este extraordinară lucrarea pe care o fac albinele. Pe o altă ordine de idei, Biblia spune că noi suntem mădulare în trupul lui Hristos. Mădulare în trupul lui Hristos. Și aici când vedem modul în care Dumnezeu lucra prin acești lucrători, și acum ce frumos versetul 2. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Și apoi spune, atunci după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Și în continuare au plecat trimiși de Duhul Sfânt. Și în această zi, ceea ce se va face în finalul slujbei, va fi momentul în care se va pune mâinile peste fratele Crisi și va fi trimis în lucrare. În primul rând, aici, în biserica locală. Și apoi acolo unde va fi trimis, sigur, de fratele Cornel. Așa să nu uităm, dragii mei, autoritatea este foarte importantă, să ai autoritate în familie, dar să ai autoritate și în biserică. Nota de autoritate este dată de modul în care eu mă raportez la autoritate. Un om care stă sub autoritate va avea autoritate. Un om care nu stă sub autoritate și nu-i place autoritatea nu va avea autoritate nici în dreptul altora, dar mai ales nici în familia lui. Ăsta este un secret foarte important, foarte mare. De aceea încă o dată dorim Domnul să-l umple pe fratele Crisi de Duhul lui și de credință. Să-l facă un bărbat al credinței, bărbatul, un om al credinței, omul care stă în spărtură, omul care nu se dă înapoi. Zice, la judecată să nu treci de partea celor mulți, călcând dreptatea. E foarte important, când alții bat în retragere, tu să rămâi pe verticală. Tu să spui la alb că este alb, la negru că este negru. Adevărul trebuie să rămână adevăr. De aia spune Biblia, Psalmul 89, temelia scaunului de domnia lui Dumnezeu este dreptatea și judecata. Dreptatea și judecata. Dumnezeu rămâne drept. Dumnezeu este bun și drept. De aceea arată El păcătoșilor calea. El nu este numai bun, că dacă ar fi numai bun, ar fi anarhie pe pământ. Dar El este și drept. Nu este numai drept, că dacă ar fi numai drept, Dumnezeu poate ar distruge omenirea aceasta, dar este și bun. De aceea îl binecuvântăm pe acest Dumnezeu. Rugăm, Doamne, rămâi la cârma lucrării Tale. Și în mod special pe fratele Cristi, Domnul să-l întărească. Deci să nu uităm, primul lucru foarte important, au ales pe Ștefan plin de credință și de Duhul Sfânt. Și în lucrare, în continuare, ucenicie, apoi chemare, apoi ucenicie. Și apoi lucrarea în sine pe care o face lucrătorul. În timp, sigur, în viața lucrătorilor se vede. Timpul este acel care vorbește și se deșifrează chemarea pe care a avut-o lucrătorul. Un al doilea lucru, care este tot un imperativ foarte important. Alegeți dintre voi, dar menționam aici în cartea lui Timotei, zice, diaconii de asemenea trebuie, e un imperativ, trebuie. Cel de-al doilea lucru, vorbiți de bine. Foarte important să fie vorbit de bine, mai ales în sfera bisericii. În sfera celor dragi. Că vor fi și oameni din afară care nu neapărat ne vor vorbi de bine. Dar vedeți, chiar omul care caută și vânează greșelile, în ultimă instanță să nu poată spune nimic rău de noi. E foarte important. Întrucât atârnă de voi, spune Biblia, trăiți în pace cu toți oamenii. Deci dacă noi ne facem partea noastră și încercăm să fie pace și armonie, când noi nu mai putem face nimic și totuși avem dușmani, Biblia spune, când Domnul îi place calea cuiva, îi face prieteni chiar și pe
dușmanii lui, pe vrăjmașii lui. Da, da, asta înseamnă că partea mea mi-am făcut-o. Nu vine Domnul să-mi facă prieteni când eu nu mi-am făcut partea mea. Partea mea eu trebuie să mă fac. Oameni vorbiți de bine. Acum, vis-a-vis de acest aspect, îmi place ce spune Biblia în Fapte, capitolul 11. Spune așa, versetul 22 din capitolul 11 din Fapte. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat. I-a îndemnat pe toți să rămână cu o inimă bună alipiți de Domnul, căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință, și destul de mult noroc s-a adăugat la Domnul. Era un om de bine. Un om de bine are un nume bun. Foarte important numele pe care îl ai. Foarte important. De aceea, când se pun lucrători, sigur trebuie bine analizați și apoi, sigur, trebuie rugăciune, în continuare purtați în rugăciune tot timpul. Spune Biblia aici, în cartea Eclesiastului, în capitolul 7, vis-a-vis de acest nume bun, mai mult face un nume bun decât un de lemn numirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Pentru omul care are nume bun chiar și ziua morții, pentru că te duci la Domnul, cum spunea Apostolul Pavel, și voi fi pentru totdeauna cu El, în prezența Lui. Ei, mai mult face un nume bun decât un de lemn numirositor. Oricât ar fi un de lemn de mirositor, la un moment dat se pierde mirosul. Dar numele bun ăla rămâne și aici dar rămâne o veșnicie. Tot în această idee, Biblia vorbește în cartea Eclesiast, în Proverbe, în capitolul 22, versetul 1. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Ce frumos ai un nume bun. Și aici spune, încă o dată, un om de bine, vorbiți de bine. Iar Barnaba era un om de bine. Un om de bine, ăla nu obosește niciodată în lucrare. Foarte important. Biblia, prin Apostolul Pavel, consemnează această idee. Apoi, un om de bine nu contabilizează. Frate Cristi, să te obișnuiesc să nu contabilizezi tot ce faci. E cineva care contabilizează, partea bună, să nu contabilizezi. Dar nu înseamnă că nu trebuie să fii un om ordonat, disciplinat, care să ai o programă și așa mai departe. Dar, în general, să nu contabilizăm ce facem noi bine. Binele pe care îl facem e altcineva care îl contabilizează. Să nu obosești, să nu contabilizezi, să nu aștepți aici răsplătiri și aplauze de la oameni. Foarte important. Au fost oameni care au așteptat și au pretins la un moment dat. Ăsta e un păcat. Biblia spune că slava este a mea și numai a mea și Domnul nu o împarte cu nimeni. Biblia spune că va veni și ziua când Domnul va aprecia el. Zice, aurul care e aur și care totuși este încercat prin foc. Cu atât mai mult credința voastră. Spune acolo Petru, ca să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Și Apostolul Pavel, că în ziua aceea Dumnezeu va da răsplătirea. Plata e cu el și răsplătirile vin înaintea lui. De aceea este foarte important omului Dumnezeu să aibă un nume bun. Acum, vis-a-vis de nume bun, aici trei lucruri le amintesc fără comentarii. Primul lucru, aia înseamnă vorbiți de bine. Un al doilea lucru, aduce vești bune. Un om care are un nume bun, îl aduce vești bune. Vorbiți de bine. Ăla nu e negativist, ăla este pozitivist. Ăla întotdeauna încurajează, ăla întotdeauna, chiar sigur, aia nu înseamnă că nu există și mustrare. Biblia spune, toată Scriptura este însuflată de Duhul lui Dumnezeu și de folos ca să învețe primul lucru. Să nu pretinzi de la alții până nu le-ai spus, până nu l-ai învățat. Și în familie, de-aia un părinte înțelept mai întâi învață. Un al doilea lucru, disciplinează, ca să mustră în al doilea rând. Mustrarea însă nu are sens de a zdrobi, ci de corijare, de îndreptare, ca să îndrepte în al treilea rând. Deci Domnul mai întâi învață biserica, după ce ne-a învățat, apoi, sigur, ne și mustră. Cuvântul are acest caracter și are această autoritate și putere de a mustra. Dar mustrarea nu are un caracter negativist, ci pozitivist, de a îndrepta. Acolo unde lucrătorul nu mai vorbește numai de bine și el întotdeauna are o vorbire dulceagă și lasă lucrurile la întâmplare, să meargă oricum, nu e în ordine. Nu e în ordine. Păi Domnul Iisus a mustrat și el. Dar Biblia spune, zice, și omul lui Dumnezeu, zice, printre altele, trebuie să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți. Plin de îngăduință răbdătoare. Să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Foarte interesant.
Apoi Pavel îi spune lui Timotei și lui Tit, zice, mustră cu deplină putere, cu deplină autoritate, dar în același timp mustră cu blândețe și cu dragoste. De aceea eu doresc Dumnezeu să-L întărească pe fratele Cristi. Să-L ajute, sigur, toate aceste lucruri fratele Cristi le știe, dar pe parcurs el își va aduce aminte și apoi, sigur, dacă le va împlini, va fi o reală binecuvântare. Vorbiți de bine, oameni, vorbiți de bine. Și apoi un al treilea lucru pe care vreau să-l menționez, zice aici, bărbați plini de înțelepciune pe care îi vom pune în slujba aceasta. Foarte importantă este înțelepciunea, dar o înțelepciune de sus. Vreau să spun că la ora actuală este atât de sensibil ca să poți deșifra care este înțelepciunea de sus și care este înțelepciunea de jos. Există înțelepciune de sus, există înțelepciune de jos. Există putere de sus și există putere de jos. Există autoritate de sus și există autoritate de jos. De multe ori e o confuzie între ele. Foarte importantă să le avem pe cele de sus. Aia nu înseamnă că nu sunt bune și cele de jos, au valoarea lor. Dar când e vorba de cele spirituale, acolo trebuie neapărat să le ai pe cele de sus ca să poți face lucrarea lui Dumnezeu și să o poți finaliza așa cum dorește Domnul. În această idee, uitați ce spune omul lui Dumnezeu Pavel. Mă știți că el o învăța la picioarele lui Gamaliel. Biblia spune, după neprienirea pe care mi-o dă legea fără prihană. Și totuși, uitați ce spune Pavel printre altele. Iudei, într-adevăr, versetul 22 din 1 Corinteni, capitolul 1. Într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune. Oamenii la ora actuală, păi dacă ești lucrătorul lui Dumnezeu, unde sunt minunile? Oamenii provoacă. Să nu ne lăsăm provocați de oameni. Minunile nu le facem noi, le face Dumnezeu. Viața și trăirea e a noastră, așa cum vrea Domnul, și punere în practica cuvântului său, iar minunile îi aparțin lui Dumnezeu. Zice, iudeii într-adevăr cer minuni, iar grecii caută înțelepciune. O altă categorie caută înțelepciune, dar de multe ori firească, pământească. Zice, dar noi propovăduim pe Hristos și răstini, care pentru iudei este o pricină de potignire, iar pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Au zis versetul 2 din capitolul 2, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi când am venit la voi în mijlocul vostru am fost slab, fricos și plin de cutremur. Slab, fricos și plin de... Cum? Am încercat să mi-l imaginez pe Pavel care scrie epistolele. Extraordinar. El spune, după Evanghelia mea Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Și totuși când a venit, zice, când a venit, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Totuși ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți e o înțelepciune. Dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia care vor fi nimiciți, ci înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă. Eu doresc Dumnezeu să o lase peste fratele Cristi. Îi nevoie de această înțelepciune. Știți ce spune în cartea Genesei, capitolul 39? Zice, am putea noi oare să găsim un om ca acesta? Vorbind despre Iosif, faraon, la un moment dat, după ce deșifrează, îi tâlmăcește, interpretează visurile, prin călăuzirea Duhului, categoric. Spune, după ce le-a spus lui faraon cum stau lucrurile, au zis, am putea noi oare să găsim un om ca acesta? Cum era un om ca acesta? Care să aibă în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți, Duhul lui Dumnezeu. Și un al doilea lucru, care să fie atât de înțelept și de priceput. Un om al lui Dumnezeu ăla trebuie să fie un om înțelept, un om priceput, un om care să nu se pripească. Păi nu înseamnă că un om al lui Dumnezeu are soluții pentru toate problemele imediat din buzunar și le scoate, dar de unde? Când are soluții, le aplică, le transmite, iar că nu, se roagă în continuare ca Dumnezeu să dea lumină și călăuzire. Nu întotdeauna imediat, sunt oameni care provoacă de multe ori, te provoacă. Uite, rapid, lucrarea Domnului nu trebuie să fie făcută în pripă. Uite, pierdem ocazia, șansa. Da, de unde? Pe urma pașilor lui, încet. Și nu vom greși și Domnul nu ne va lăsa. Acum, sigur, vis-a-vis de înțelepciunea aceasta sunt multe de spus. Eu vreau să și mă apropii de încheiere, pentru că fratele Tipei va aduce în continuare mesajul în această zi. Dar vreau să citesc din Iacov, știi, frate Cristi, dar vreau să-ți readuc aminte. Și apoi pentru toată biserica. Zice aici, înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, plin de înțelepciune, un om curat. Foarte important.
Ferice de cel cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Inima curată e un mare lucru. Aia să fii, cum zice acolo, nu cu două fețe. Nu un om, una să spui la unul, una la alta, la altul. Un om transparent, un om pe cuvântul căruia să poți conta. Foarte important. Când aud oameni, frate, zice, un om de cuvânt. Dacă ăsta a spus un cuvânt, rămâne cuvânt. Foarte important. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi zice, este pașnică. Pașnică, nu război. Un om pașnic, foarte important, pașnic în familie, pașnic în biserică, pașnic în relațiile pe care le are cu semenii, cu cei din jur, cu cei polarizați în jurul lui. Spune apoi, zice, este blândă. Veniți și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima, blând. Așa de mult îmi place. Blândețea este a treia treaptă acolo la fericire. Ferice de cei blânzi, că ei vor moșteni pământul. Prima treaptă este smerenia. Ferice de cei săraci în duh, asta e smerenie. A doua treaptă este ferice de cei ce plâng. Terenul pe care, din care cresc toate virtuțile posibile este terenul smereniei. Apoi trebuie lacrimile pocăinței să udă, să ude terenul smereniei ca să poată crește prima floare. Prima floare este blândețea. Floare rară. Ce frumos, robul Domnului nu trebuie să certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți. Dar în același timp, sigur, el nu bate retragere când dușmanul sau când cei care sunt agresivi încearcă să-l intimideze. El trebuie să rămână pe verticală. Când toți se dau înapoi, cum menționam, el trebuie să rămână pe verticală. Spune aici, înțelepciunea care vine de sus în continuare este ușor de înduplecat. Maleabilă, elastică, ușor de înduplecat. Zice, e plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire. Apostolul Pavel spunea că aproape că doresc eu însuși să fiu anatema, despărțit de Hristos pentru frații mei, pentru rudele mele, dar nu putut mântui pe nimeni. Pentru că cel ce mântuiește este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pavel a înțeles la un moment dat acest lucru. Zice, fără părtinire nefățarnică și roada neprienirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Încheie aici. Și doresc dincolo de toate Domnul să-și lase puterea Lui peste lucrător. Să binecuvinteze Domnul ceilalți lucrători de aici. Și apoi pe fratele Cornel și toți împreună să poată înainta. Lucrarea nu e a lor, nu e a noastră. Lucrarea este a Lui Dumnezeu. El este stăpânul și El este Cel ce va răsplăti. Du-te, fiule, de lucrează azi în via mea. Acolo e porunca Tatălui, acolo e datoria Fiului, acolo este timpul azi. Nu mâine, că sunt mulți care mâine voi lucra. Și apoi acolo e și perimetrul unde trebuie să lucrez în via mea, nu în altă vie, în via Domnului. Adică Domnul mi-a repartizat un perimetru, o parcelă și acolo trebuie să-mi fac datoria să lucrez. Așa încât la finele vieții să pot spune, uitându-mă retrospectiv în urmă, Doamne, am lucrat și mi-am făcut datoria și nu regret pentru că am trăit. Domnul să-i binecuvinteze soția fratelui Cristi. Copilașul, fetița și, mă rog, familia în continuare pe care Domnul o va dărui. Domnul să-l ajute să îl slujească cu toată familia, iar în ziua aceea să poată bucura de o răsplătire binecuvântată din partea Domnului. Amin.